Sunt Izabela Marinescu, începe o nouă ediție Vreau să fiu sănătos. Bună ziua și bine v-am regăsit! Ca de fiecare dată, vă invit să rămâneți alături de noi în următoarea oră. Ne propunem să promovăm un stil de viață echilibrat și sănătos și punem accentul pe prevenție. Iată despre ce vorbim astăzi! Vorbim în ediția de astăzi despre oftalmolog și optometrist, cum pregătim un desert mai sănătos pentru masa festivă, cum evităm toxicitatea din mediu și în alimente, iar psihologul abordează consumerismul ca boală. Aflăm totul despre triptofan, cum folosim defibrilatorul pentru resuscitare, iar invitatul ediției vorbește despre avantajele, dar și dezavantajele chirurgiei robotice. Drumul de la dificultățile de văz până la o pereche de ochelari era destul de lung în urmă cu ceva timp. Astăzi însă, el este mult mai scurt. Colegul meu, Grigore Vârsta, este purtător de ochelari și a refăcut traseul obligatoriu al celor care trebuie să-și îmbunătățească vederea. ...98% din populația globului a avut, are sau va avea nevoie de consultații oftalmologice în urma deteriorării văzului, cel mai important simț al omului. Personal, port ochelari din clasa 12-a, de când nu mai vedeam clar ce scria profesorul de mate la tablă. Îmi aduc aminte că prima pereche de ochelari am uitat-o pe marginea vagonului de cale ferată pe care îl încărcam în anul întâi de facultate cu porumb. Pe vremea aceea, dioptronul era rar chiar și în București, iar o vizită la oftalmolog dura și o oră până ți se dimereau din cutia cu suta de lentile cele adecvate. Pentru cei care vor apela la serviciile cabinetelor de profil, am refăcut drumul spre o rețetă de ochelari, varianta 2023. Pacienții ajung la noi deja când nu mai sunt mulțumiți de vederea pe care o au. Din păcate, ar trebui să vină mai devreme, să găsim defectele vizuale la un control de rutină, dar majoritatea ajung atunci când deja nu mai văd bine. Ce se întâmplă cu pacientul în momentul în care intră într-un cabinet oftalmologic ca al dumneavoastră? Atunci când pacientul ajunge la noi, întâi ajunge la recepție, bineînțeles, unde este înregistrat, unde semnează un acord pentru prelucrarea datelor personale, după care începe consultația propriu-zisă. Consultația oftalmologică constă în măsurarea dioptriilor, măsurarea tensiunii intraoculare, măsurarea acuității vizuale, biomicroscopia, adică examinarea ochiului, atât în partea anterioară cât și apoi posterior examenul fundului de ochi, după care, în funcție de măsurătoarea pe care noi o obținem la dioptron, începem să-i propunem pacientului diferite variante de dioptrii, iar el ne spune care este varianta pe care o preferă și care vede cel mai bine. Adică are posibilitatea pacientul să-și aleagă din ceea ce... Da, prescripția de ochelari este, rezultatul final este unul destul de subiectiv. Noi măsurăm obiectiv cu aparatul, cu dioptronul, dioptria exactă pe care ochiul o are, iar de acolo începem să-i propunem pacientului în jurul acelei valori diferite lentile, iar el hotărăște dioptria cu care se simte cel mai bine. Dioptronul ne spune dioptria ochiului, măsoară dioptria ochiului. Tensiunea intraoculară se face cu un tonometru non-contact, adică un puf de aer care vine spre ochiul pacientului și ne spune tensiunea intraoculară a ochiului. În felul acesta putem să depistăm și să monitorizăm boli cum ar fi glaucomul. După care ajungem în cabinet la biomicroscop, unde putem să examinăm partea anterioară a ochiului și să vedem dacă există eventuale boli la nivelul corneei, dacă există eventuale boli la nivelul pleoapelor, dacă există cataractă, o problemă foarte des întâlnită la majoritatea persoanelor trecute de 50 de ani. Prin dilatarea pupilei, intervenție care ar trebui să se facă la aproape fiecare pacient care ajunge în cabinetul oftalmologic, putem să examinăm și fundul de ochi și să vedem dacă există vreo boală la nivelul fundului de ochi. După vârsta de 50 de ani, sunt multe boli, cum ar fi degenerescența maculară legată de vârstă, diabetul, necesită monitorizarea îndeaproape a fundului de ochi, probleme ale nervului optic, glaucomul.
Vizita la oftalmolog durează astăzi maxim 30 de minute, dar drumul nu se oprește aici. Cu rețeta de ochelari în mână, pornesc spre atelierul de optică medicală, acolo unde optometristul preia ștafeta de la medicul oftalmolog. Bună ziua! Bună ziua! Am această rețetă de ochelari. Ok. Cum funcționa? Bine. Un astigmatism. De cât timp sunteți purtător de ochelari? Din clasa 12. Haideți să vedem ce tip de rame ați dori. Doriți să mergem pe o ramă fără contur? Este o ramă care, de regulă, nu modifică fizionomia în niciun fel. Sau așa ceva. Sau putem să mergem pe o ramă cu contur. Este o ramă foarte bună, este o ramă foarte ușoară. Alegerea unei rame care să avantajeze purtătorul nu este o treabă ușoară, dar sfaturile optometristului este bine să fie luate în seamă. Sau există varianta aceasta, să-i probați și în funcție de cum vi se par că sunt prea mici, că sunt prea mari, putem să căutăm o altă variantă. În spatele noastre este o oglindă. Se consumă mult timp cu probatul ramelor de ochelari, dar varianta finală este una câștigătoare. V-aș recomanda o ramă foarte ușoară, ținând cont că este un ochelar de permanență, stați toată ziua cu el la ochi, să fie o ramă ușoară, să fie comodă, să nu vă deranjeze, bănuiesc că și în timpul lucrului tot cu ochelarii nu îi folosiți doar la distanță. Am înțeles. Atunci, ideal este să fie o ramă, din punctul meu de vedere, fără contur. Să fie o ramă ușoară, mai ales că dumneavoastră aveți fața ușor înguiată, nu sunteți destul de lat în pomeți cum sunt eu și vă avantajează o ramă mai discretă decât o ramă foarte conturată. Cam varianta aceasta. Cam variantele acestea ar fi foarte, foarte bune. Că sunt ușoare, sunt flexibile, rezistă destul de bine chiar și unor accidente. Atunci se pot... Sigur că da, chiar vă rog. Aceasta este o ramă foarte bună. Este o ramă cu contur. Aici susține lentila mult mai bine. Având controlul acesta, îmbracă lentila și în situația în care scăpați pe jos, automat șocul o să-l preia rama, în niciun caz lentila. Dar ca și model, pe dumneavoastră vă avantajează mult mai mult o variantă fără contur. Eu sunt mulțumit de alegerea pe care am făcut-o relativ la rama de ochelari, iar lentilele au fost stabilite de către oftalmolog. Iată cum medicul și optometristul vă ajută să vă mențineți vederea ageră cât mai mult timp posibil. Nici o masă festivă de sărbători fără ceva bun, nu-i așa? Fie că vorbim de tort, cozonac sau mai știu eu ce alte minunății, dulciurile sunt atracția tuturor, nu doar a copiilor. Am fost într-un laborator de cofetărie. Nu vă spun ce arome și mirosuri am simțit și vin cu sfaturi pentru dumneavoastră despre cum putem crea combinații prin care să păstrăm gustul dulce fără adaos mare de zahăr sau chiar zero zahăr. Maestrii în arta bunătăților sunt în focuri în zilele acestea. Testează rețete, ajustează cantități, încearcă decoruri care de care mai atractive. Iar gospodinele ciulesc bine urechile și adaptează rețete tradiționale la vremurile noastre. Găsim de toate, fără zahăr, fără gluten, pentru toate vârstele și gusturile. Cu ajutorul bananei și a cartofului dulce am reușit să scap și să nu mai adaug zahăr și nici îndulcitor. Este un tort fără zahăr adăugat și fără îndulcitor, care se pretează oricărui membru al familiei, celor mici în special care n-au dat de gustul zahărului, dar și adulților care vor un stil de viață sănătos. Blatul este cu banană, cartof dulce, făină de migdale, 100%. Folosesc o cremă de brânză și smântână, fără zahăr adăugat. Iar piureul de fructe pe care îl folosesc pentru acest tort este de măr cu scorțișoară. Torturile și prăjiturile pe care le realizăm cu făină de migdale sunt foarte sățioase și vă oferă posibilitatea de a mânca un pic mai puțin. Ele vă dau acea senzație de satietate și vă bucurați în același timp de un dulce sănătos.
Monica a început călătoria ei în lumea dulciurilor cu cozonacii umblători în vremea pandemiei, cum îi place să spună. De atunci a tot diversificat gama de produse pe care le inventează în laborator, dar are și un secret, făina de migdale. Este delicioasă, hrănitoare, versatilă și sigură pentru toți pofticioșii familiei. Nu este o diferență foarte mare când vine vorba de nivelul de absorpție a lichidului între făina de grâu și făina de migdale. Când facem blaturile cu fruct sau legume, încercăm să facem un aport suficient de echilibrat între banană, fruct și legumă, fie că este vorba de speclă roșie, fie că e vorba de cartof dulce. Este extraordinară pentru cei care au intoleranțe la gluten, la fel pentru persoanele care suferă de diabet, pentru persoanele care nu mănâncă cu zahăr, gustul făinii de migdale compensează atât de mult și echilibrează un produs încât nu simți nevoia de zahăr în acel produs. De pe masa românilor nu are cum să lipsească tradiționalul cozonac. Oare aici putem reduce aportul caloric? Este un aluat cu foarte mult unt, cu 82% grăsime, cu o cantitate de zahăr redusă, cât să vă puteți bucura de o felie în plus pe perioada sărbătorilor. Umplutura ea este din abundență, spun eu. În aluat nu putem renunța la zahăr pentru că nu ar ieși pufos, zahărul are și el rostul lui. Putem face și fără zahăr în cremă, poate compensând cu o ciocolată în loc de cacao, o ciocolată neagră. Pentru a rămâne în sfera meselor cât mai sănătoase, gazdele noastre ne-au mai recomandat brioșe sărate cu dovlecel, brânză de capră, măsline, ou, unt și făină de migdale sau brânză de capră, sfeclă, ou, unt și făină de migdale. Un deliciu și încă un pont prețios. Dacă vă rămâne compoziție de blat de la tort, puteți face niște popcakes delicioase pentru cei mai mofturoși. Febra cumpărăturilor ne-a cuprins pe toți, asta o știm sigur. Cu bugete mai mari sau mai mici, cu toții ne dorim mese îmbelșugate și daruri frumoase, o haină nouă sau poate ceva nou în casă, mai ales în această perioadă a anului. Am stat de vorbă cu psihologul despre consumerism. Dorina Stamate ne explică. În perioada sărbătorilor, consumerismul este ceva cu care ne confruntăm cu toții și asta se întâmplă datorită faptului că se pune această presiune socială, cumva companiile în această perioadă vând cel mai mult, exploatând cumva dorința noastră de a face cadouri celor dragi și cresc foarte mult vânzările. Suntem bombardați cu reclame, peste tot pe unde mergem, în fiecare magazin, totul este frumos amenajat de Crăciun, sunt foarte multe oferte, reduceri de preț care se întâmplă cu această ocazie și asta ne face cumva, ne stimulează să cumpărăm mai mult. E foarte frumos să facem cadouri celor dragi, să nu uităm să ne facem și nouă câte un cadou. Ideea este să nu cădem într-o altă latură, în aceea a dependenței de cumpărături și în felul acesta să creăm o problemă din ceva ce ar trebui să fie frumos. Dependența de shopping înseamnă dorința noastră de a cumpăra tot mai mult, tot mai multe lucruri și după ce le cumpărăm apar niște sentimente negative de vinovăție că am cumpărat poate mai mult decât ne permiteam, mai mult decât avem nevoie și evident că duce la un dezechilibru bugetar care ne afectează viața în modul cel mai serios. Să avem grijă să nu cumpărăm doar pentru că e la reducere, să nu cumpărăm chiar dacă nu ne trebuie, lasă să fie acolo că văd eu ce fac cu el, și poate că ne îndreptăm atenția spre obiectele pe care le facem noi, handmade, acasă, să le dăruim celor dragi, pentru că e important și ce punem în acel cadou, nu neapărat că mergem și cumpărăm ceva în febra cumpărăturilor doar pentru a cumpăra. Să cumpărăm, dar cu măsură.
Alimentația sănătoasă ne preocupă mereu, nu doar de sărbători sau mai știu eu ce cu altă ocazie specială. Colega mea, Beatrice Cioba, vine cu sfaturi despre cum să evităm toxicitatea când gătim, dar și cum să ne menținem un mediu sănătos în casă. Din ce în ce mai mult în ultimii ani, populația din România și în special tinerii au început să fie preocupați de aspecte care țin de prevenirea instalării anumitor afecțiuni, de un anumit stil de viață sănătos, de screeningul medical necesar a fi făcut anual. Să aflăm în cele ce urmează de la doamna conferențiar dr. Carolina Negrei, care are o vastă expertiză în toxicologie, cum putem să evităm toxicitatea din alimentație și din mediu într-o societate ca cea în care trăim, profund industrializată și avansată tehnologic. În primul rând, să nu mai luăm atâtea medicamente. De aceea ajungem în zona de terapie non-farmacologică. Asta presupunând exercițiile fizice, presupunând alimentația. Și aici, fie că vorbim despre mediu, fie că vorbim despre alimentație, trebuie să aducem câteva informații. Să zicem că trecem rapid peste partea de poluare pe care nu avem cum să o influențăm noi ca și persoane fizice. Și ajungem însă la mediul în care trăim cel mai mult, și anume mediul interior. Ajungând în mediul interior, întotdeauna ne gândim la o casă și la dorința perpetuă de a fi cât mai curat. A fi cât mai curat, voi spune ceva ceea ce poate părea uimitor, nu înseamnă întotdeauna și bun pentru organismul nostru. Pentru că a fi foarte curat înseamnă că folosim foarte multe elemente de tip elemente care ne ajută să curățăm spațiile, spray-uri, odorizante. Toate aduc însă un grad de poluare mediului interior, mediul pe care îl respirăm. Ajungând în acest mediu cronic pe care îl respirăm, evident, curat din punctul nostru de vedere, dar plin de substanțe toxice sau în exces folosite, ajungem în zona de alergii, de probleme respiratorii, pentru că vorbim atât despre aparatul respirator, despre plămâni, dar și despre faptul că toate aceste lucruri le facem cu propriile mâini și odată în contact aceste substanțe cu propriile mâini, ajungem la alergii, la eczeme. Și în acest context avem un punct de plecare către un prim dezechilibru. Tot în mediul intern ajungem la partea de alimentație. În acest sens am reușit să începem o serie de cărți care este dedicată fiecărei boli în parte, în ele putând găsi atât factorii nocivi pentru boala respectivă, dar și elementele din punct de vedere al alimentației, dar și al hainelor pe care le putem purta, astfel încât să fie în acord cu boala respectivă. Iar în ceea ce privește alimentația, primele două dintre ele fac referire la psoriazii și la dermatita atopică, nu reprezintă doar teorie. Este o teorie care a fost pusă în practică prin rețete culinare adecvate alături de domnul Alex Cârțu, care a adus un plus de gust și savoare acestor elemente teoretice. Să nu uităm, vorbim inclusiv despre acumularea de metale grele din diverse alimente și din diverse obiecte pe care le utilizăm și cel mai frecvent și la îndemâna noastră este cumva aluminiu, cu ghilimelele de rigoare. Nu folosim ustensile în bucătărie din aluminiu, ci din oțel inoxidabil. Nu păstrăm în cutii din aluminiu. Dacă sunt sparte sau sunt îndoite, le aruncăm, pentru că eliberarea elementelor toxice în preparate este mult mai mare. Nu încălzim în cuptorul cu microunde decât în farfurii din porțelan și în niciun caz din cele din aluminiu. Și câteva elemente, că tocmai am adus vorba despre psoriazii și despre dermatita atopică, ele sunt boli inflamatorii și ca o clasificare generală ne gândim la acele alimente
care scad această inflamație, de tipul legumelor cu frunze verzi, de tipul fructelor de pădure. Nu uităm uleiul de măsline, nu uităm peștele gras. Și aici, în cazul peștelui gras, sunt mai multe discuții. În general, nu peștii mari, nu cei care trăiesc la suprafață, pentru că au și o anumită încărcare cu metale grele, mai ales în funcție de adâncimea la care trăiesc, sunt indicate sardinele. Cu cât diversificarea și diversitatea elementelor pe care le aducem în farfurie este mai mare, cu atât vom scădea în sine acumularea de toxici în farfurie, pe de altă parte vom oferi organismului acea posibilitate de a-și păstra ritmul de eliminare, pentru că organismul acumulează, dar și elimină într-un mod fiziologic aceste elemente, însă nu ne dorim să-l supraîncărcăm astfel încât elementele de eliminare ale acestuia să fie depășite. Alimentele noastre ar trebui să fie medicamentul nostru și medicamentul nostru ar trebui să fie mâncarea noastră, spunea Hipocrate. Iată că vorbele lui capătă din ce în ce mai multă valoare. Medicii și specialiștii în nutriție, încercând să găsească în alimentație un aliat atât în prevenirea anumitor boli, cât și în ameliorarea lor. Pentru persoanele care suferă de diferite afecțiuni, este foarte important să își facă analize, să fie foarte sigur pe ceea ce au, pentru că nutriție fără analize nu se poate. Hai să vorbim de cum arată o farfurie ideală. Dacă ne raportăm la una din cărțile lui Patrick Holford, un nutriționist foarte cunoscut, el spunea că farfuria perfectă arată cam așa, 50% legume și salată, 25% carbohidrați complexi sau glucide lente și 25% proteine. Dau un sfat celor de acasă, de fiecare dată când se duc la cumpărături, să cumpere un produs nou. Nu trebuie să ne ferim de produsele congelate, sunt anumite produse congelate care sunt mai sănătoase decât cele fresh, pentru că prin congelarea rapidă se mențin mai bine nutrienții. Ca să gătim mai sănătos, avem nevoie la fel de echilibru. Folosind grăsimi de calitate, folosind vase de calitate, să ne orientăm mai mult către ceramică, către inox, să nu mai folosim atâtea vase de teflon sau din aluminiu. Dacă într-adevăr nu avem altă opțiune și folosim aluminiu, să fie un aluminiu anodizat care rezistă foarte mult la zgârieturi, ca să nu găsim reziduri de aluminiu în mâncare, să gătim slow cooked, adică un timp îndelungat, la o temperatură mai joasă, așa menținem mai bine nutrienții, putem să gătim sous vide, sunt tot felul de aparate de vidat și aparate de gătit în vid, în baie de apă, sunt singurele aparate care gătesc din punctul A în punctul B constant. Dieta mediteraneană este dieta cea mai testată, avem cele mai bune rezultate și cele mai multe rezultate pe această dietă și vă dați seama că acolo se folosește ulei de măsline foarte, foarte mult. Uleiul de măsline este sănătos, este bogat în acizi grași omega-3. Folosiți ulei de măsline cu încredere, mai ales extra virgin. Și ca să dezmințim un mit, uleiul de măsline este foarte stabil și la temperaturi foarte înalte. Doctor Chioțea, prieteni, aici rubrica La Vreau Să Fiu Sănătos, vorbim despre strabism. Adică oamenii cu strabism arată cam așa. Da? Așa. Da? Încerc să nu ironizez pe nimeni, pentru că nu e vorba de nicio ironie aici. Și alături de noi despre strabismul la adulți vorbește super doctorița Andreea Ciubotaru, medic primar, oftalmologie. Sărut mâna, doamna doctor. O boală, un defect, nici nu știu cum să-l încadrez, un handicap, o inabilitate, despre care se crede, oamenii cred că nu mai poate fi corectată. Fie dacă te-ai născut cu ea, fie dacă ai dobândit-o. Care e adevărul? Care ar fi cauzele? Ne focusăm mai ales pe adulți. Ne focusăm pe adulți. Strabismul reprezintă o lipsă de paralelism a axelor globilor oculari. Indiferent de
faptul că vorbim despre strabism convergent, exact cum l-ați arătat. Așa, da. Sau strabism divergent. Deci ochii, un ochi sau amândoi ochii pot să fugă spre nas, spre ureche, în sus, în jos. Putem vorbi de deviații torsionale. Deci avem așa o mare varietate de deviații cu care ne întâlnim în practica medicală. Marea majoritate a cazurilor de strabism la adult sunt strabisme neglijate din copilărie. Adică persoana respectivă a dezvoltat strabism în copilărie, a fost sau n-a fost tratat cu ochelari, pentru că nu toate formele de strabism se tratează cu ochelari sau cu ocluzie, cu acoperirea unui ochi. Deviația a rămas restantă și la vârsta adultă pacienții vin către noi să corectăm această deviație. N-a zice un handicap, dar este o boală oftalmologică. De multe ori, pe lângă defectul estetic sau problema estetică, ascunde și o lipsă a vederii binoculare. Adică trebuie să ne gândim că persoana respectivă cu strabism nu vede simultan cu ambii ochi, poate să aibă și un ochi care vede mult mai slab, asta în marea majoritate a cazurilor. Poți să vezi într-o direcție cu un ochi și în altă direcție cu celălalt. Da, bineînțeles. Da? Asta se poate întâmpla. Da. Bine, noi ne dăm seama de ochiul fixator, ochiul care vede cel mai bine, dar marea majoritate a pacienților ne spun vreau să corectez acest lucru pentru că se uită oamenii la mine și nu știu încotro privesc. Adică încearcă interlocutorul să se uite în ochii pacientului și se uită la ochiul fixator, după care se uită după ochiul... Absolut, absolut. Nu știm în ce direcție se... Poți să nu vezi deloc dacă ai strabism? Se poate ajunge în situații de genul ăsta la... Dacă strabism asociază și ambliopie, ochii leneși, poți să ai o vedere foarte scăzută pe ochiul care fuge undeva sub 3% sau... Depinde de caz. Ce? Dar sunt și forme de strabism cu acuitate vizuală foarte bună. Normal. Deci vedere normală, doar estetic, să zic așa, este o problemă. Funcțional, dacă nu tratezi strabismul, în situația ideală în care vezi perfect, poți avea probleme în timp? Dacă nu-l tratezi în copilărie, practic nu obții vedere binoculară. Cum se face operația de strabism? Practic noi lucrăm pe mușchi extraoculari. Hai să și arătăm, doamna doctor, că avem o planșă aici. Vă rog frumos. Aceștia sunt mușchi extraoculari, practic care mișcă globul ocular. Și, în general, într-un strabism, noi facem o operație combinată, slăbim mușchiul care acționează mai mult și îl întărim pe celălalt contralateral. Operația de strabism este simplă. Măsurătorile de dinainte sunt foarte grele, mai ales la copii, pentru că copiii sunt în mișcare, nu stau să-i măsor foarte bine. Mușchiul și... se și dezvoltă pe parcursul vieții, devine mai larg, mai puternic? Foarte puțin. Crește globul ocular de la naștere până și vorbim de o dezvoltare a mușchilor. Mai mult globul ocular crește în lungime. Dar revenind la măsurători, aici e dificil să faci măsurătorile și să iei decizia. Ce anume se măsoară? Tensiune, lățime, lungime? Măsurăm deviația oculară. Da? Deci vine persoana respectivă cu strabism convergent, să zicem, punem niște prisme în fața ochilor și cu ajutorul cover testului vedem ce deviație oculară are. În funcție de deviația oculară, noi știm cât să operăm. Adică practic îl rugați pe pacient să privească ca și cum ar privi înainte. Să privească o țintă. Măsurăm întotdeauna la distanță, la aproape. În unele cazuri putem să măsurăm în 9 poziții diagnostice. Vorbim de strabisme, de deviații torsionale. Mă rog, sunt cazuri mai complicate. Dar în marea majoritate a cazurilor măsurăm cu prismele deviația oculară și în funcție de deviația măsurată noi știm cât să slăbim mușchiul care acționează mai mult și cât să-l întărim pe celălalt. Lumea neglijează chestiunea asta. E foarte adevărat, pentru că probabil... Care este vârsta cea mai înaintată la care ați operat un strabism? 87 de ani. Nu o să vă vină să credeți în scop estetic. Cât timp durează o asemenea operație? O operație uzuală de strabism durează 40 de minute. 40 de minute cu măsurători precise înainte și... Măsurătorile le facem înainte. Tehnologie adecvată. Da. Recuperarea? Recuperarea înseamnă o lună de ochi roșu și așa, de picături. Roșața oculară dispare pe măsură ce se administrează picăturile.
Există și niște fire pe care, cu care noi prindem practic conjunctiva, dar firele acelea sunt rezorbabile, nu trebuie să le scoatem. Doare? Se face sub anestezie? Doare după? Putem să operăm cu anestezie locală, cu anestezie generală, dacă vorbim de reintervenție obligatoriu cu anestezie generală, pentru că acolo anestezia locală poate să nu prindă, sunt cicatrici, sunt cazuri complicate și dacă anestezia locală nu prinde, trebuie să recurgem la anestezia generală. În câteva minute problema strabismului am încercat să o rezolvăm, dragi prieteni. Ideea este că trebuie să vă duceți către medic, să vă îndreptați către medic, indiferent cât de simplă ar putea părea chestiunea sau cât de bună va fi vederea, pentru că niciodată nu știi cum se poate complica situația. Mulțumim, doamna doctor! Andreea Ciubotaru, alături de noi, ne-a vorbit despre strabism. O să revenim la doamna doctor într-o emisiune viitoare pentru cataracta congenitală, cea mai, a spus mai devreme, cel mai des întâlnită intervenție chirurgicală din lume, cea pentru cataractă, nu neapărat congenitală. Cu bine! Hai, România! Urmează rubrica Dicționar Medical, realizată de colega mea, Beatrice Cioba. Vorbim astăzi despre triptofan. Triptofanul este unul dintre cei 8 aminoacizi esențiali care are rol în creșterea normală la sugar și în producerea și întreținerea proteinelor, mușchilor, enzimelor și neurotransmițătorilor organismului. Corpul nostru nu poate produce triptofan, astfel că el trebuie obținut din alimentele pe care le consumăm, necesarul zilnic al unui adult fiind de 0,25 de grame. Printre produsele cele mai bogate în acest aminoacid se numără laptele integral, conservele de ton, carnea de curcan și de pui, ovăzul, brânza, nucile și semințele. Odată ajuns în corpul nostru, triptofanul este transformat în 5-hidrotriptofan, element cu ajutorul căruia creierul nostru va produce serotonină. Serotonina este un neurotransmițător care ajută în procesele de învățare, memorare, ne ajută să fim mai fericiți, să ne reglăm somnul și temperatura corpului, influențează comportamentul sexual și foamea. Lipsa serotoninei duce la apariția depresiei, anxietății, maniilor și altor afecțiuni medicale. Triptofanul poate avea o mulțime de beneficii pentru sănătate, dar suplimentul poate provoca și o serie de efecte secundare neplăcute la oameni. Cele mai frecvente sunt efectele secundare gastrointestinale, care includ arsuri la stomac, dureri de stomac, regurgitări, vărsături și greață, diaree și pierderea poftei de mâncare. Nivelul crescut în sânge al triptofanului este asociat prezenței în organism a unor tumori ale intestinului sau în cazul unor afecțiuni psihiatrice. Când spui tehnologia viitorului, ne referim la inteligență artificială și roboți, inclusiv în medicină. Chirurgia robotică există deja și se adresează tot mai multor patologii. Invitatul ediției de astăzi ne spune totul despre aceasta. Vorbim despre avantaje, dar și dezavantaje. Avem chiar și ceva previziuni pentru următorii ani. Invitatul ediției de astăzi este domnul dr. Bogdan Șerban, medic primar, chirurgie generală. Bună ziua, domnule doctor! Bună ziua! Tehnologia avansează cu o rapiditate impresionantă, ne propunem să vorbim despre viitor, dar iată, trăim un viitor acum. Ne referim la chirurgia robotică. Căror patologii îi se adresează? Robotul este un dispozitiv medical, la fel ca orice alt dispozitiv de chirurgie generală și, practic, orice patologie din sfera digestivă, din sfera toracică, și din sfera genitală poate fi abordat cu ajutorul acestui robot. Nu este o patologie specifică pentru chirurgie robotică. Este foarte adevărat că este standard în chirurgia prostatei, devine standard în chirurgia cancerului de col uterin și va deveni cât de curând standard și în chirurgia cancerului de rect. Ce a determinat tranziția dumneavoastră de la chirurgia tradițională, clasică, la cea robotică? Tranziția nu a fost una directă la chirurgia robotică. Noi ca și chirurgi tindem în permanență să ne dezvoltăm profesional și știm foarte bine că tehnologia salvează vieți. Prima trecere a fost undeva în 2008-2009, când am început să învăț chirurgie, de la chirurgie deschisă la chirurgie laparoscopică a fost un prim pas extrem de important.
beneficiile chirurgiei laparoscopice sunt evidente față de chirurgia deschisă, iar acest pas următor, firesc, trecerea la chirurgie laparoscopică, la chirurgie robotică, a fost practic încununarea, spunem așa, a profesiei noastre de chirurgi. Spuneți-mi, mai putem vorbi de medicină personalizată când ne referim la chirurgie robotică, adică ne mai adaptăm nevoilor fiecărui pacient în parte? Trebuie să înțelegem că fiecare pacient în parte beneficiază de diagnostic propriu. Pacienții nu vin cu toții cu aceeași patologie, nu vin cu toții cu aceleași patologie asociate și astfel și indicațiile chirurgicale sunt extrem de diferite. Chirurgia robotică este o chirurgie modernă, o chirurgie foarte frumoasă, foarte confortabilă pentru chirurg, foarte benefică pentru pacient, însă nu se pretează tuturor pacienților. Sunt și pacienți la care trebuie să recurgem la chirurgie deschisă sau chirurgie laparoscopică, pentru că pur și simplu nu putem aborda cazul cu acest dispozitiv. Haideți să vorbim un pic despre avantaje și m-aș opri aici, dacă ați vorbit de zona digestivă, la operațiile de colon direct prin această chirurgie robotică. Chirurgia robotică este, în esență, o chirurgie laparoscopică asistată de către acest dispozitiv. Avantajele aduse de dispozitiv sunt extrem de mari, în sensul în care vizualizarea este net superioară, vedem tridimensional, până la 10 ori dimensiunea unui obiect îl putem mări pe ecranul robotului, persoane robotice. Disecțiile sunt extrem de fine, instrumentele robotice sunt foarte flexibile, astfel încât putem pătrunde în spații extrem de mici, în spații anatomice perfecte, putem să menajăm structuri nervoase, putem să menajăm structuri vasculare și putem astfel să realizăm o chirurgie oncologică corectă, cu sacrificii minime și cu complicații minime. Când vorbim de chirurgia clasică, recuperarea nu este una ușoară și aici ne referim și ca durată de timp în principal. Dar la chirurgia robotică, care ar fi avantajele pentru recuperarea pacientului? Încă de la trecerea către chirurgia laparoscopică am observat o recuperare fantastic mai bună a pacienților, în sensul în care laparotomia, incizia abdominală, pătrunderea în cavitatea peritoneală printr-o incizie largă, vine la pachet cu recuperare dificilă, greoaie și cu foarte, foarte multe complicații. Chirurgia laparoscopică a adus un mare, mare beneficiu acestor pacienți oncologici, în sensul în care recuperarea este fantastic mai bună, neexistând tăieturi propriu-zise. Chirurgia robotică vine cu un alt fel de avantaje. În esență, orice intervenție chirurgicală, indiferent că facem deschis la laparoscopic sau robotic, trebuie să urmească cam aceleași deziderate din punct de vedere al operațiilor oncologice. Da? Trebuie să existe o rezecție corect făcută, atât a tumorii, cât și a țesutului limfoganglionar. Astfel încât nu avem o scuză dacă operăm deschis sau laparoscopic sau robotic de a nu face o operație corectă. În schimb, calitatea vieții pacientului operat cu robotul este net superioară, în sensul în care rata de complicații postoperatorii și reintegrarea mult, mult mai rapidă în societate face ca acest pacient să se simtă mult mai bine. Ei merg la servici mult mai repede, se reintegrează în viața de familie mult mai repede. Practic acest deziderat de calitatea vieții este important, extrem de important atunci când alegem chirurgie robotică. În experiența dumneavoastră ați identificat și dezavantaje? Poate ceva ce ar trebui îmbunătățit? Dezavantajul principal și poate singurul dezavantaj al platformei robotice este costul. Din păcate, în țara noastră, aceasta rămâne o chirurgie greu accesibilă pacientului de rând. Este o chirurgie disponibilă în principal în sistemele medicale private, motiv pentru care pacientul trebuie să plătească parțial sau integral uneori costurile unei intervenții chirurgicale. Și costurile nu sunt de neglijat. Asta este practic principalul dezavantaj. În rest, din toate punctele de vedere, orice poți opera deschis sau laparoscopic, cu siguranță poți opera mai bine robotic. Ați putea să evocați un caz de al dumneavoastră care se bucură de beneficiile acestui tip de chirurgie robotică, care altfel, prin chirurgia clasică, eu știu, s-ar fi recuperat mai greu sau poate nu ar fi avut aceleași rezultate? Vă pot povesti cazul unui pacient destul de tânăr din punct de vedere al chirurgiei generale, un pacient de 60-65 de ani, cu un cancer direct mediu și inferior, la care cu ajutorul platformei robotice am putut să facem o rezecție corectă de rect și de colon sigmoid, păstrând aparatul sfincterian și păstrând intact nervii hipogastrici inferiori. Practic, în disecțiile ce se fac în cancerul de rect mediu și inferior, la majoritatea pacienților cu tumori joase și foarte joase, soluția este îndepărtarea completă a aparatului sfincterian,
Depărtarea ce atrage după sine multe complicații. Dincolo de anusul contornatului definitiv, avem tulburări de sfincter urinar, avem tulburări de dinamică sexuală și așa mai departe. Chirurgia robotică ne permite disecții perfecte, în care nervii sunt la distanță de disecția noastră, vasele sunt la distanță de disecția noastră, putem face o disecție corectă din punct de vedere oncologic cu păstrarea integrității sfincterului anal și, sigur, cu prețul unui anus contranacturii de protecție pe o perioadă de 2-3 luni de zile, pacientul în final rămâne cu un sfincter, rămâne cu o funcție normală și în felul ăsta calitatea vieții acestui pacient este incomparabil mai bună. La începutul discuției noastre vorbeam despre viitor. Haideți să ne referim acum la un viitor de peste 5-10 ani. Aveți previziuni în cazul acestei chirurgii robotice? Speranța noastră este ca această chirurgie să se dezvolte și deja vedem din ce în ce mai mulți producători care caută să dezvolte platforme și să vină ca un contracandidat puternic în spatele acestei platforme pe care noi o avem la momentul actual. Inteligența artificială pătrunde din ce în ce mai mult în lumea noastră a chirurgiei generale și bine face, în sensul în care ne va permite într-un viitor nu foarte îndepărtat să integrăm imagistica, să integrăm tomograful, RMN-ul, radiologia cu totul, să o integrăm în imaginile de robot și astfel să ne putem planifica o operație din ce în ce mai bună, din ce în ce mai performantă. Viitorul sună bine, ce să vă spun, din perspectiva aceasta, trebuie doar să avem un pic de răbdare. Dr. Bogdan Șerban, medic primar, chirurgia generală, vă mulțumesc foarte mult pentru intervenția în emisiunea Vreau să fiu sănătos. Mulțumesc și eu de invitație. Poți salva viața unui om și dacă nu ai cunoștințe medicale temeinice. Accesarea unui defibrilator automat, amplasat de obicei în locuri publice intens circulate sau în instituții, se poate face cu ghidajul atent al dispecerului de la 112. Vorbim despre acest subiect în rubrica Pastila de prim ajutor cu instructorul calificat Cristian Căldăraru. Ce reprezintă? În afară de faptul că sunt defibrilatoare și pot fi folosite ca și defibrilator atunci când pacientul se află în stop cardiorespirator, în afară de lucrul ăsta mai au niște elemente în plus. Unul din elemente reprezintă mască de oxigen, înăuntru încorporat are o butelie de oxigen, aparatul când este pornit, butelia începe să funcționeze, pacientul îi se pune mască și începe să primească oxigen. Mai are în dotare un pulsoximetru, dispecerul de la 112 va vedea care este saturația de oxigen a pacientului și pulsul periferic al pacientului și mai există doi electrozi care se atașează undeva la nivelul acesta, pur și simplu sunt niște stickere, se atașează de mâini, aceste stickere se prind niște bulbi și în secunda următoare se face o minimă electrocardiogramă. Care e principiul de funcționare? El este, aici are un mâner. Nu o să-l iau pentru că în momentul acesta el este activ și dacă îl iau de aici și îl deschid, se apelează direct la 112, ci pur și simplu se ridică. Când se ridică, pleacă două mesaje instantanee, unul către un reprezentant al Fundației pentru Smurd, unul reprezentant al Televiziunii Române și anunță că dispozitivul din locația TVR a fost luat din suport. Ele au, în componența lor, au localizare GPS. În secunda următoare, undeva aici de desubt are un buton, se ridică clapeta și în momentul în care s-a ridicat clapeta, se apelează direct 112. Și să nu vă mire că undeva se aude într-un difuzor, bună ziua 112, ce urgență aveți? Când se folosește? Când oricine de aici, din locația aceasta, are o problemă. Fie că este o persoană conștientă, fie că este o persoană inconștientă, dacă e persoană conștientă și dintr-o dată acuză niște probleme de respirație, spune că, domnule, nu pot să respir, sau, domnule, mă apasă foarte tare în piept, sau mi-au amorțit degetele, mi-au amorțit mâna stângă și degetele de la mâna stângă. E numai bun de utilizat pentru că, repet, în momentul în care este deschisă clapeta, se apelează direct 112 și medicul de la 112 din dispecerat 112 sau asistentul care se găsește acolo va lua legătura cu cel care îl folosește și va întreba ce s-a întâmplat. Vă rog, detaliați în cum arată pacientul, ce s-a întâmplat la locul intervenției. Dispecerul îți spune ce ai făcut? Absolut, absolut. Asta este frumusețea și asta este inovația pe care noi o aducem din punct de vedere al Departamentului pentru Situații de Urgență, în afară de acele defibrilatoare simple care se găsesc cam peste tot în Europa, un pic mai puțin la noi, dar se găsește și la noi prin anumite orașe, care joacă rol doar de defibrilator, care poate fi folosit decât în stopul cardiac. Vedeți aici o gaură, nu e făcut aiurea, pacientul va fi așezat cu capul aici, evident, ăsta se ia, se pune pe jos, capul pacientului va fi așezat în acest suport,
doar în momentul în care pacientul se află în stop cardiorespirator, pentru că acest suport cumva deschide un pic și căile aeriene ale pacientului. Și atunci va fi utilizat cu capul pacientului să stea în acest suport doar în cazul în care pacientul e în stop cardiorespirator. În toate celelalte cazuri, dacă e conștient, pacientul va sta într-o poziție comodă lui, deschidem clapeta și așezăm materialele pe el fără să-l punem cu capul aici. Dacă este inconștient și respiră, evident va trebui să fie în prima fază așezat în poziție laterală de siguranță și de-abia după aia toate firele care se găsesc aici și toate materialele care se găsesc aici să fie montate pe pacient. Doamnelor, domnilor, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Vreau să fiu sănătos. Vă invit să ne urmăriți în fiecare sâmbătă pe TVR1 de la ora 10:30. Edițiile înregistrate sunt disponibile pe site-ul tvrplus.ro și pe pagina oficială de YouTube a Televiziunii Române. Până data viitoare, rămâneți sănătoși! Cu bine!